ce zicea Dave Montan, cântărețul? Măi, a fost o chestie, când eram eu studentă, a venit la clasă la noi unul din Franța, habar n-aveam, eram copil. Și omul, toată firea, mi se pare un om bătrân mie. Și din toată clasa aia m-a luat pe mine pe culoar și a început să mă înghesuie într-un perete să-mi spună, eu am povestit clasei și profesorului, că să plec la Paris cu el, să vin la hotel. Dar nu trebuie să te temi că te chem la hotel pentru ce, că sunt cu nevasta mea, cu Simon Signore, dar vreau să te iau la Paris. Vreau să mergi cu mine la Paris. Nu să-ți pară rău. Uite, Yves Montand era mare curgentor. Yves Montand, care a fost cu Marilyn Monroe și în același timp a vrut să fie cu doamna Rodica Popescu-Bitănescu și n-a fost. Nu știu nici acum ce a fost în capul lui, că eu n-am înțeles nimic, că nu înțelegeam franceza, eram și foarte tânără. Bă, e ceva. E ca povestea cu mine și Mădălina Ghenea, cumva. I-aș dorea și tu nu. Bă, dar la un moment dat trebuia să ne întâlnim și am zis, sunt ocupat sâmbătă. Că mi s-a părut mie așa, că cea mai șmecheră poveste cu putință, asta ar fi, știi? Că am putut, dar, dai seama ce dubitoc sunt, de fapt. Nu știu de ce i-a plăcut de mine din toată clasa, că erau fete foarte frumoase și... Eu când eram tânără, eram foarte sexoasă. Foarte sexoasă. Și aveam o piele foarte frumoasă, o carnație frumoasă. Și țin minte că în ziua aveam un decolteu foarte mare și îmi cădeau mărul tot timpul așa, că tot era în zid, așa, și mereu să nu cadă mai jos, știi? Și ar fi putut să plece în Franța. Cu el? Probabil că i-a fi făcut plăcere, i-a plăcut, avea el ceva în cap. Să mă ajute pentru profesie. Și nu m-am dus. Nu, nici nu i-am dat importanță. Bă, ar fi fost al doilea caz de relații de-astea, știi, transfrontaliere absolut celebre din istoria României, după treaba cu Ion Nichițeanu și Sarita Montiel. Probabil că dacă mergea la Paris cu el, destinul era cu totul altul. Nu știu care ar fi fost. Dar nu m-am dus. A fost să fie să vin cu voi aici la Ai Omor.